pot spune orice detalii aveți nevoie despre proiectul nostru de aici, din aviație. Până data viitoare, un like, un share, un subscribe ne va ajuta. Salut, sunt Lucian Olariu, suntem în aviație la proiectul Your Next Home și facem update-ul săptămânal din proiect. Suntem în momentul de față la mansardă. Observăm aici că echipa care se ocupă cu hidroizolația a făcut hidroizolația pe tot ce înseamnă zona de terase și balcoane. Observăm că s-a lucrat cu izomat și s-a tras hidroizolația, inclusiv pe marginea de la balcoane, se vede acolo. Imediat după ce se va usca hidroizolația și dacă vremea ne va permite, se va începe compartimentarea mansardei și punerea propriu-zisă a pereților care despartă apartamentele. Coborând la etajul 2, observăm că s-a început montarea gipsului pe pereți și în același timp se continuă cu montarea tâmplăriei PVC și a sticlei la fiecare geam în parte. Și aici vedem deja că tot ce înseamnă pereți de gips sunt ridicați, urmează să se pună tavanul. În unele apartamente deja se lucrează la tavan și făcând tot așa un exercițiu de imaginație ca în vlogul trecut, v-aș ruga să vă gândiți cum arăta această bucătărie peste doar o lună jumătate, în momentul în care va fi finisată și viitorii proprietari se vor muta în ea. Dacă nu reușiți, vă pot ajuta eu prin această randare. Holul de la intrare din parteră este folosit în momentul de față ca și depozitare. Sunt depozitate tâmplăria PVC, geamurile din diferite apartamente, plus bucăți din lift. Lift ce va fi montat în curând în puțul liftului. Ușor aici la parter am terminat de pus tot ce înseamnă partea de geam. După cum se vede, s-a terminat tot ce înseamnă rigips, placări și urmează să se lucreze doar la tavane și să începem cu finisajele de la podele. La fel cum vă spuneam în vlogul trecut, după etajul 1 și etajul 2 s-au montat centralele termice, le-am montat și aici la parter. Avem 4 centrale. Doar 4 apartamente avem în zona de parter, urmează doar la mansardă să se monteze în momentul în care se face compartimentarea. La subsol, în momentul de față, se lucrează în zona de conectare a diferiților senzori pe firele deja trase, la fel se conectează și sistemul de aerisire al subsolului. Ușor avansăm și vom putea spune în curând că aici am terminat cu totul și putem folosi parcarea în adevăratul sens al cuvântului. Acesta a fost update-ul de săptămâna aceasta de la proiectul Your Next Home din aviație. Dacă doriți mai multe detalii despre proiect, puteți accesa olimoproperty.ro la secțiunea ansamblu rezidențiale sau puteți căuta în Google Your Next Home aviației
și veți găsi acolo mai multe detalii despre proiectul nostru. Sau și mai simplu, puteți să mă apelați telefonic la numărul afișat aici și putem programa o vizionare sau vă pot spune orice detalii aveți nevoie despre proiectul nostru de aici, din aviație. Până data viitoare, un like, un share, un subscribe ne va ajuta să ajungă oferta noastră la cât mai mulți internauți. Mulțumesc și să ne vedem cu bine data viitoare!